Irineel, încă o dublă victorie pentru juniorii republicani ai Chindiei. Sunteți în grafic, sunteți pe primele locuri cu șanse mari de calificare. Suntem în grafic, așteptăm meciul ăsta, este un meci important pentru mine cât și pentru copii. Este meci cu echipa după locul 2 din clasament, Petrolul Ploiești, o echipă destul de bună, cu jucători care îi are pe la lotul național, dar noi suntem pregătiți pentru acest meci și sper să-l câștigăm. Am înțeles că meciurile se vor juca pe Eugen Popescu sâmbătă. Da, e o oportunitate pentru ei să etaleze talentul care l-au și sper să o facă. Chindia stă foarte bine la junior republicani. Te așteptai la parcursul ăsta de forță? Mă așteptam pentru că se vede calitatea lor încă de la primele antrenamente. E meritul lor. Sunt niște copii buni care sper ca în cel mai scurt timp să debuteze și la echipa mare.